De fugi, mă. M-ai găsit? Guys, astăzi începem vlogul foarte târziu pentru că mai pe dimineața a fost așa mai pe lene. După care am înregistrat un podcast. Stai că faci ceva poză. Am înregistrat un podcast cu mama și acum am ieșit la târgu de Crăciun cu mama și miticul. Și ne distrăm pe aici, să vedem care e faza cu târgul de Crăciun. Deci acest vlog va fi despre târgul de Crăciun. Ah, fiți atenți că e posibil să fie concert aici. Deci, Mati, am mâncat primului cârnat cu mămăligă românește, ca un român adevărat aici la târg. Și acum încercăm să vedem dacă avem cum să ajungem să ne dăm în ceva carusel cu el. Dacă nu-l punem în fața bradului să se uite la brad și aia eu. Ăsta ar fi. Nu știu dacă reușim. Pare coada destul de măricică. Am ajuns acasă și mă apuc acum de editat. Am mai filmat astăzi două clipuri. Am uitat să vă zic chestia asta, cât a dormit Mati, astăzi am filmat două clipuri. Și ideea este că mai editez din clipurile pe care trebuie să le pregătesc pentru perioada ce urmează și pe care urmează să le urc pe YouTube până să plecăm pe 26. Și pe care le voi posta, practic le voi face publice din vacanță în fiecare zi. Mai am de filmat două mâine și am scăpat. Și mâine am de editat și podcastul. Deci dacă mai filmez astea două clipuri mâine, sunt cea mai fericită. Unul e mai complicat de filmat pentru că e tutorial de Revelion. Și nu știu sigur ce să fac, asta e faza. Că nu știu ce să fac. Dar dacă reușesc să le filmez, al doilea mi-e simpluț. E niște chestii cu mascara și eyeliner, nu e așa de rău. Dar da. Trebuie să mă fac măsăl și culc pe ăla mic. Două minute. Alex deja îi face băiță și îl schimbă. Ui, da. Ne vedem și cu Teodora Vanvun această seară. O, trebuie să-mi las telefonul, l-am încărcat neapărat. Ne vedem cu Teodora, nu știu dacă ați mai văzut-o pe vloguri, da, cred că n-ați mai văzut-o de ceva timp. O să ne vedem cu ea pe vloguri. Sper. În orice caz, în seara asta mă văd cu el, cu cel cu el, cu Mati. Să ieșim cafetele, că n-am mai ieșit de un catralion de ani. Și cam atât. Cred că e foamea de mic. Mă duc să-i pregătesc masa.